Interpretul Adrian Ursu a cântat într-o subterană, însă nu în Moldova, ci în Portugalia. Trecând printr-o subterană din Portugalia, interpretul s-a apropiat de un boschetar care cânta și i-a împrumutat chitara. Adrian Ursu a menționat: "Așa am simțit, așa am cântat. În subterana din Portugalia fac repetiții pentru Spania. Un ecou subteran și un boschetar cu chitara la momentul și locul potrivit", a spus interpretul. Perché l'ho che mi dava.